Viața e plină adeseori de coincidențe remarcabile. Despre una dintre acestea voi vorbi astăzi. Se știe că Eminescu a fost fascinat de cultura și spiritualitatea getodacilor. De altfel, opera lui poetică și jurnalistică are în centrul ei adeseori personaje sau fapte din istoria strămoșilor noștri. Ceea ce nu s-a știut până nu demult și evident nu se cunoștea pe vremea marelui poet este faptul că sub casa în care a copilărit, sub camera în care a dormit Eminescu, se află o locuință dacică veche de 1800 de ani. O să vă arăt fotografii cu săpăturile arheologice care au pus-o în evidență și o să vă dau detalii despre opiniile specialiștilor. Dar puțin mai încolo. Înainte de asta, aș vrea să subliniez fascinația lui Eminescu față de getodaci și să mă întreb dacă această legătură spirituală, aproape mistică, devenită la maturitate credință în idealul dacic, nu s-a creat subtil din copilărie, tocmai datorită faptului că în fiecare zi copilul Eminescu dormea deasupra unei locuințe dacice impregnată de energia acelei lumi pierdute. Cum vedea Eminescu lumea getodacică? Iată un citat semnificativ. Este un popor brav acela care a impus tribut superbe împărătese de marmură a lumei, Roma. Este un popor nobil acela a cărui cădere te umple de lacrimi, iar nu de dispreț, și a fi descendentul unui popor plin de eroi, plin de noblețe, de amor de patrie și de libertate. A fi descendentul unei asemenea popor n-a fost și nu va fi rușine niciodată. Cât se poate de edificator. Peste toate, Eminescu considera, ca să-l citez, că totul trebuie dacizat în această țară. Mai mult decât atât, el lupta pentru realizarea unei dacii mari în cadrul societății conspirative Carpații, al cărei scop era eliberarea Transilvaniei de sub jugul austro-ungar. Asta i-a adus pieirea din nefericire și nu pretinsa nebunie sau pretinsa boală venerică. În realitate, a fost victima unei conspirații antinaționale. Să ne întoarcem însă la locuința dacică de sub casa lui și să îi aflăm povestea. Din cartea Eminescu, zeul tutelar al spiritualității noastre, scrisă de profesorul Gheorghe Bucur, aflăm că în anul 1976, la inițiativa Luciei Olaru Nenati, muzeograf la Muzeul Memorial Ipotești, s-au demarat săpături arheologice la temelia casei lui Eminescu. Ceea ce au adus la lumină specialiștii a fost uimitor. Sub anexa în care se zice că dormea copilul Eminescu a fost descoperită o vatră dacică veche de 1800 de ani. Iată ce spunea arheologul Liviu Șovan despre această descoperire. Citez. În vederea constituirii cât mai exacte a casei memoriale Mihai Eminescu de la Ipotești, în primăvara anului 1976 se efectua, sub conducerea lui Paul Șadurski, pe atunci director al Muzeului Județean Botoșani, un sondaj arheologic pentru dezvelirea temeliei vechii case a Eminovicilor. Cu această ocazie s-au descoperit resturile unei locuințe dacice de suprafață, datând din secolul al II-lea sau al III-lea după Hristos. În ce privește apartenența culturală și etnică, toate elementele de care dispunem permit atribuirea așezării de la Ipotești populației dacice, semnalată de altfel și în apropiere prin descoperirea altor așezări. Cu alte cuvinte, lucrurile sunt clare. Sub casa de la Ipotești se află o locuință dacică, iar copilul Eminescu s-a jucat și a dormit deasupra ei ani de zile. Să fie avut acest lucru vreo influență asupra preocupărilor marelui geniu român, cel care a reușit în secolul al XIX-lea să creeze primele elemente ale unei mitologii dacice? Știința de graniță ne-ar răspunde că este posibil. Mai multe despre această ipoteză veți putea afla din cartea Eminescu, zeul tutelar al spiritualității noastre, unde autorul, profesorul Gheorghe Bucur, îi dedică un capitol numit Eminescu și câmpul morfogenetic getodac. Până data viitoare, vizitați-mi blogul pentru a afla și alte lucruri interesante despre istorie și științele de graniță. Pe curând!